Cardi B stau așa. Eu stau așa. Bună, câte trupe ai în această zi la acest concurs? La acest concurs am o singură trupă de copii mici, clasa a doua, și vor reprezenta cu două dansuri. Cum se numește trupa? Trupa se numește Pau Pau Cruz și au un an și un pic. De cât timp s-a înființat școala G-Power? De cât timp s-a înființat G-Power? G-Power s-a înființat acum un an, cam când s-a înființat și mall-ul. Și sărbătorim sâmbătă de la ora 2, gala dansatorilor va fi tot aici la mall. Câte trupe ai? În momentul de față avem în jur de 12-13 trupe. Un maxim de copii? Maxim de copii, aproximativ 100 de copii. Predomină cei mici pentru că iubesc mai mult acest sport, ca să-l numesc așa, această artă, și sunt din ce în ce mai mulți. Dacă ar fi să descrii printr-o fază ce simți atunci când ești pe scenă, prin care ai descrie? Păi, o frază ar fi prea puțin. Sentimente de bucurie, de emoții, de toate sentimentele bune la un loc. O trupă preferată? O trupă preferată? Glamour ar fi o trupă preferată, deoarece cu ei am început acest proiect G-Power. De acolo vine și G-ul de la Glamour. Și mereu va fi trupa de suflet. În schimb, și toți sunt preferații mei, deoarece îi antrenez și fără ei nu ar fi G-Power. Este o fartă bună, silitoare, are atitudine, tot ce trebuie, are potențial foarte mare, ca reporter, acum am aflat abia, și e un început foarte bun.